Am început să gătesc mai des în ultima vreme, pentru că stau mai mult pe acasă și am un bărbat care gătește foarte mult. Mi-a făcut ardei umpluți. Wow! Diverse. După ce am văzut că două zile am mâncat pula rotisori și capreze, am zis, mă, trebuie să fac ceva așa, să mai iasă lumea din tipare, să guste ceva mai special. Păi ce să zic, de foame mănânc. O masă pe Silent este o masă foarte bună. Să fie primit? Să fie primit. Sunt. Că de bun să e bun. Fie de la... cu poftă. Să fie bine ca să nu fie rău. Exact. Să fim că ne-ai primit. Salutare! Dacă e noiembrie, e musai să fie și cireașa de pe tort. Și dacă e cireașa de pe tort, înseamnă că sunt patru invitați puși la muncă în bucătărie. Și când spun puși la muncă, chiar la asta mă refer. În această săptămână nu sunt admise ajutoare de niciun fel. N-o să vedem bucătari, mame, prieteni, soții, nimic. Fiecare se descurcă cum poate. Cei patru combatanți sunt Jazzy Joe, Bursucu, Oana Roman și Alex Vasilache. Două fete, doi băieți, în total patru persoane pregătite să facă show. Muzica a fost pasiunea mea din fragedă pruncie. La mine în familie toată lumea a cântat, și în familia mamei mele și în familia tatălui meu toți cântau. Eu sunt singurul profesionist în afară de preoți. Preoții au fost primii, cu două generații înaintea mea, acum sunt eu. Am încercat să mă fac om cinstit, să fac medicina. Am reușit să termin facultatea de medicină la UMF. Am făcut și un an de stagiatură, după care am lăsat medicina pentru cei care vor să facă treaba asta și m-am hotărât să tratez oamenii prin muzică. Știu că are o trupă de foarte mare succes. Și l-am văzut și la televizor, la Cârcotaș, că de acolo îl știe toată lumea. Din 2001, trupa cu care cânt, care e o trupă de prieteni, se numește Jukebox. Iar din 2006 am devenit formația reprezentativă cârcotașă la emisiunea de Real Succes și Incontestabilă Valoare, Cronica Cârcotașilor. Cred că a învățat și el de la colegii lui. Cred că el este un tip foarte carismatic și foarte vesel, pentru că altfel n-ar fi putut să lucreze acolo. Și cred că îi va fi foarte ușor să facă show, în adevăratul sens al cuvântului. Aștept de la Alex show în seara asta. Aștept să ne cânte, aștept să mă ducă într-o stare foarte bună, foarte veselă. Exact ceea ce îmi dă el în fiecare săptămână când îl văd la televizor. El împreună cu colegii lui. Să pot să mă uit și să zâmbesc, să-l văd degajat, să-l văd plin de veselie și de optimism și să văd cum reușește el să ne încânte, atât pe noi cei invitați, cât și pe telespectatori. Cunoaștem de mult, dar nu l-am văzut niciodată gătind, n-am mâncat niciodată nimic făcut de el. Am înțeles că mai face chestii, dar Dumnezeu cu mila. Am tras așa cu urechea și am înțeles de la el o seară grecească, nu știu exact în ce zonă vrea el să ne ducă, având în vedere că pe el se trage un pic de acolo din Grecia, un străbunic a avut el grec, asta tot de la el știu, cred că ne va duce puțin în zona aia și chiar vreau să-l văd pe Alex grecu. Știi că Alex de la televizor, îl știm cu toții, Alex grec nu l-am văzut și sunt curios cum va arăta. În seara asta o să merg pe specific grecesc, pentru că este o țară de care sunt legat sufletește, pentru că este o țară în care se mănâncă bine. Acum, dacă și nimerește să gătească, să ne gătească așa ceva, din câte am înțeles, îi place faza asta cu bucătăria și cred că se va strădui să facă ceva mai special. Pentru aperitiv m-am gândit să fac niște mezedes. Cum spun grecii, astea sunt, cum le-am spune noi, mizilicuri. Adică sunt mai multe feluri de mâncare pe care le pui pe masă. Unele sunt pregătite, altele sunt le iei deja preparate. Adică saganaki de creveți, garides saganaki, feta cu ulei de măsline și oregano, măsline,
Și cam... și o să fac niște mușchiuleți de porc tras la tigaie cu lămâie, tigania, cum zic grecii. N-am fost niciodată în Grecia, deci o să fiu un fin cunoscător al meniului care mi se va pune în față. Tot la aperitiv o să facem și un tzatziki. M-am orientat către celelalte feluri de mâncare în principal pentru că nu conțin usturoi crud. Oana mi-a spus, te rog frumos, nu usturoi crud pentru că nu pot să mănânc. Atunci tzatziki o să fie pentru ceilalți, ea, dacă vrea să guste un pic o să fie acolo, în rest avem cărniță, creveți, chestii. O muzică bună combinată cu o mâncare făcută cu drag nu poate să fie decât o rețetă de succes. La felul principal o să încerc moshari kokinishto, dacă nu mă înșel așa îi spune, moshari kokinishto, adică este vrăbioară de vită înăbușită, cu roșii, cu... foarte bun. Fiecare dintre noi încearcă să facă un lucru plăcut pentru ceilalți. Și atunci, cu siguranță, asta va încerca și el. Ceea ce simte, asta va face. Dacă e bine sau nu, rămâne de văzut. O să fie un desert tradițional ușor de pregătit, și anume iaurt cu miere și cu nuci și cu pară coaptă, tăiată bucățele și amestecat cu iaurtul, miere pe deasupra. O nebunie. Cred că are idee despre preparatele astea, prea le știi denumirile. Uite, și eu știu o mulțime de mâncăruri grecești, dar nu le țin minte denumirile tuturor. Cred că îi place. Vizitează Grecia mai des, ori are rude, ori habar nu am, nici nu are importanță. Important e să-l vedem gătind acele preparate nemaipomenite. Și îi țin pumnii. Sper să văd mai mult decât am văzut în ultima vreme. Salut! Am ajuns în sfârșit în magazin. Lista e la mine. Coșul e pregătit. Sper să-mi ajungă un singur coș. Cred că el va fi foarte pregătit, va ști exact ce are de cumpărat, va merge cu listuța după el așa și va ști ce să-și aleagă. Creveți. Nu mi-l imaginez agitat și grăbit. Mi-l imaginez calm și luându-și timpul necesar să facă lucrurile foarte bine. Săruna! Vreau și niște creveți de ăștia cu antenuțe, fioruși. Sunt proaspeți? Da, de dimineață. De dimineață. Nu sunt proaspeți, sunt prefierți. De ce spune vânzătoarea că acei creveți sunt proaspeți, când ei sunt prefierți? La rețeta mea am nevoie de roșii cubulețe și de cojite. Aș putea să iau roșii, să le bag în apă clocotită, să le decojesc, să le fac cubulețe, dar există riscul să rămână nemâncați. Cât o să-mi ia mie să curăț roșiile astea, cred că nu ne încadrăm în 3 ore. Mă întreb, oare de ce nu se găsesc și la hipermarket roșii cubulețe? Adică să fie tăiate dinainte, ca atunci când cei care vin la același pe tort, să nu mai fie nevoiți să muncească atât. Iau ardeiul pentru saganaki. Sper ca Alex să nu mă dezamăgească și să gătească. Sărăuna, ce faceți? Bine v-am găsit! Trebuie să mă ajutați. Și anume, am nevoie de vrăbioară de mânzat. Da. Trebuie să fie fragedă, fac ceva, da? Puteți să mă ajutați, cam un kilogram îmi trebuie. Și mai trebuie niște mușchiuleți de porc. Din ăla așa... Asta e. Să-l trag la tigaie un pic. Da, vai ce frumos e. Păi, cât să fie? Așa, să ciugulim. Nu știu, vreo jumătate de kilo. Nu-l văd un tip care să stea foarte mult timp în piață. Îl văd, a pus, a luat ce are nevoie, pșt, a plecat. Acum o să căutăm niște iaurt. Grecii folosesc un iaurt foarte gras. Foarte gras. Când spun foarte gras, nu vă gândiți la 3% sau 4%, ci discutăm de 10% grăsime. Ha! Iată-l! 10% grăsime. Vă dau un sfat. Ce o să gătim noi astăzi, să zicem că este pentru o masă de duminică. Deci o dată pe săptămână, când se adună toată familia sau mulți prieteni, stăm la un șpriț, mâncăm încet, pe relaxare. Nu faceți chestia asta în fiecare zi, că nu o să fie bine, zic. 10%, da, ne trebuie 12 cutiuțe. O singură dată pe săptămână mâncăm iaurt gras de 10%, restul zilor să mâncăm numai iaurt slab.
și carne de asemenea o singură dată pe săptămână, rest mâncăm numai frunzulițe. Feta, 400 de grame. Cred că e suficient așa între 25-30 de grame de feta pe cap de mesean. Ne trebuie și pentru aperitiv feta cu ulei de măsline și oregano și ne trebuie și pentru saganaki. Este arhi suficient, iar rămâne și pentru a doua zi, când vin echipe, colegii din trupă. Și atunci chiar poate să ia 400 de grame. Hai, te rog. Mă luăm mâna. Totul lui 600 de grame. Wow! Să zicem. Eu nu aș exagera. Deja este risipă. Opulența nu dă bună, nu dă bine, nu. Știm, Horia, opulența dăunează grav sănătății. Dar lasă omul să ia cât vrea. N-ai văzut ce portbagaj mare are? În altă ordine de idei, mergem să gătim. Adică Alex. Salut! Mi-am pus bandană, mi-am pus halat, mi-am adus aproape tot ce-mi trebuie pe aici și mă apuc de treabă. Alex e în bucătărie cu bandana frumos aranjată pe cap. Și cică cu un halat. Mă, ea zice șorț. Da, nu-i nimic. E mai mare așa. În primul și în primul rând trebuie să tăiem ceapă și să o curățăm. Ne apucăm de saganaki cu creveți. Și în bucătărie se va simți mare bucătar. Important e să-ți meargă mâinile, Alex. Lasă prostiile, pune mâinile în funcțiune și la treabă că venim să mâncăm. Deci tăiem o ceapă medie, mărunt. Nu am pregătit niciodată felul ăsta de mâncare pentru că nu am prea avut ocazie să gătesc până acum. Pentru că de fiecare dată eram ajutor de bucătar. Și eu care chiar credeam că Alex știe să gătească. Vezi, a nu știu câte ori mă păcălesc. Te alinți și tu, se alintă și Alex. El de fapt știe să gătească, iar tu nu prea te păcălești. Doar îți place să lași impresia asta, impresia artistică. Parcă a început să se... Ce zici, dacă ai fi ceapă, ai fi făcut-o până acum? Sau... E bine. E bine, nu? Ok. Cred că deja s-a documentat vis-a-vis de rețete. Nu, dar de fapt el știe deja cum se fac. Nu știu dacă a făcut, dacă a pus mâna să facă, dar s-a documentat de mult. A avut colegi la facultate greci și l-au învățat toate alea, tot știe. Hmm? Să ne jucăm. Eu gătesc aici, nu știu cu jucat. Nu pot să mă joc cu Simona, pentru că Simona... A? Păi când vine Simona și face treburi de-astea lângă tine, nu pot să nu. Atunci încep să mă îndrept de spate, să dau și eu de tigaie. Observ la mulți bucătari amatori dorința de a tot mișca tigaia, cratița, de a amesteca, de a tot lovi fundul vasului cu o lingură sau cu o furculiță. Niciodată nu înțeleg ce vor să facă. E un tic nervos provocat de bucuria și emoția revederii cu invitații săi. Și emoțiile sunt constructive. Ce zici? Cum ți se pare că arată chestia asta? Foarte bine. E bine? Da. Și acum o lăsăm, treaba asta, să scadă. Să se facă un sos gros. Mă simt ca la teză, la matematică. O mai trăgeam așa, lângă colega de bancă. Mă făceam că nu copiez. Întrebam dacă e ok. Nu i-am pus sare. Poate ați constatat. Ne-am pus sare pentru că vom folosi feta. Și asta este o brânză grecească de oaie și capră, care este și foarte sărat. În mod normal, ei sunt gata când se fac roșii. Creveții sunt gata roșii. El a citit undeva că acei creveți proaspeți se bagă în sos și sunt gata atunci când devin roșii, adică roz. Doar că sosul este mult prea scăzut acum, mult, mult prea scăzut, iar creveții sunt gata preparați, deci nu trebuie decât să fie încălziți. Este o deziluzie pentru mine faptul că Alex nu știe să gătească. Așa de frumos prezenta
meniul cât părea știincios, între ghilimele. Mi s-a spus cam 10 minute. Cam 10 minute. 10 minute să soteze niște creveți care sunt gata, făcuți. Uh-huh. Cine fi spus, mai bine îi spunea o poezie, ori îi spunea un banc decât să-i spună o prostie de genul ăsta. 10-12 minute, cam cât? Până se fac, nu? 10-12 minute și după aia mai bagă la cuptor încă 40 de minute ca să fie pătrunși creveții, după care punem pe grătar. Nu este neapărat un fel de mâncare din care să ne săturăm, doar din ăsta, ci este un fel de mâncare din care să gustă toată lumea. Deci mâncarea asta nu este pentru a ne sătura din ea, este pentru a o privi și a mânca liniștiți o pizza sau, știu eu, o pâine cu unt, că e mai bine așa. Garide Saganaki, sunt emoționat, pe care o să-l punem la cuptor câteva minute până se topește un pic brânza și face așa un pic pe margine că iese grăsimea. Brânza, feta, nu se va topi, ci se va muia un pic. Ne apucăm de meniul principal pentru că durează mult până se face. E vorba de vrăbioară de mânzat care trebuie să fiarbă înăbușit. Și trebuie să fiarbă înăbușit dacă avem baftă, o oră și un pic. Dacă n-avem baftă, terminăm cina și ea încă mai fierbe și sper să nu fii tras la jug. Se numește moșcari cochinișto. Corect, exact cum aș fi spus și eu dacă știam grecește, dar eu n-am făcut în generală decât greaca veche, așa că o las baltă. În momentul în care o pui în tigaie, în oală, trebuie să o plimbi un pic, să nu se prindă. După care, ci că poți să o lași liniștit acolo. Crezi că se poate da focul mai mic de atât? Nu. Sau da? Tu faci în asta. Să pun așa deasupra? Nu, tu vezi în ala. Da? Da. A, am înțeles. Ok. Hey! Deci am primit un sfat de ultim moment în care mi-a spus fă-o în chestia asta că se lipește. Ok. Știu, trebuia să nu fiu ajutat, nu-i așa? Un pic. Of, nu asta este necazul, că a fost ajutat și a fost oferit o tigaie care are o bază mai groasă în locul acelui cratiță, acelei oale. Problema este că e nu prea știe să gătească. Eu chiar credeam că știe Alex, dar văd că nu știe și bâșbâie. Ah. Am ok. Parcă a început să prindă viață, nu? Ori de câte ori vrei să pregătești un fel de mâncare de acest gen, bucăți de carne pe care le sotezi ușurel în ulei, iar apoi pui capacul ca să se înnăbușe la o temperatură joasă, încet, încet, încet. Bun. Ca să se întâmple lucrul ăsta și să nu ratezi preparatul, trebuie să nu ridici capacul. La tzatziki, castravetele trebuie tăiat fâșiuțe sau cubulețe cu cuțitul ca să rămână crocant. Răzuit pe răzătoare și mai ales pe cea cu ochiuri mici, acesta se fărâmițează și nu mai are niciun fel de gust, nu mai are niciun Dumnezeu. Mă, dar este apă din ăsta ca la balamuc. Nu vreau să mă înțelegeți greșit. Stați așa să vedem dacă mai e vie chestia asta. Oi! Help! Să dăm la o parte. O mai pun o dată. S-a făcut prea tare asta. Da. Asta trebuie să o facă înăbușită. Carna s-a înăbușit de s-a ars. Păi dacă a ridicat capacul. Păi dacă a ridicat capacul și a folosit un vas necorespunzător. Pentru așa ceva are nevoie de un tuci. Trebuia să fac la foc mic. Ca vita să nu se prăjească, ci să se înăbușe, ea trebuia să stea la foc mic, mic, mic și să se facă acolo încet, încet. Aici, când îl dai mic-mic, se face mare, pentru că sunt cantități mari care trebuie făcute. Ce bine că a fost inspirat să cumpere mai multă vrăbioară, că știa el ce știa. Ferilele a tăiat subțiri ca să fie treaba ca lumea. Asta este, practic, partea cea mai importantă și, din punctul meu de vedere, cel mai greu de făcut. Din punctul meu de vedere, e mult mai greu să cânți decât să gătești. Pentru asta îți trebuie și talent, îți trebuie și să studiezi, trebuie să ai și un pic de noroc, pentru că asta e treaba. Dar de gătit gătește orice toromac. Uitați-vă la mine. Așa.
Noi dăm măsline. Nu e mult usturoi, cred că nu îi va face rău Oanei Roman. E o căpățână. O căpățână de usturoi la un pumn de iaurt. Cred că e ok. Sau mai trebuie usturoi. Doamne ajută! Cine... Acum usturoiul împreună cu uleiul de măsline și sarea le vom face să se împrietenească. Mușdeiul de usturoi nu se prepară decât într-un singur fel. Se pune usturoiul tăiat felii ori bucăți într-un mojar cu sare și cu pistilul se presează ca să facă gust. Nici cu presa de usturoi, nici cum altfel decât numai în felul acesta. Punct! Restul sunt prostii. Ăsta e probabil titlul unei cărți, pentru că eu am văzut filmul Restul e tăcere, dar nu e nici locul, nici momentul să avem controverse culturale. Unu. Uite cât de gras e. Uită-te cum arată. Pentru un tzatziki reușit, iaurtul trebuie pus de cu seară într-o strecurătoare, ca să se scurgă de zer. Iar crema care rezultă, aceea este care se folosește pentru tzatziki. Arată mult mai bine decât mă așteptam. Cel de-al doilea rând de friptură de vrăbioară o să iasă. De data asta i-a ieșit pentru că a mai adăugat din când în când supă. Și uite așa, cu inspirație și transpirație, Alex se apropie de sfârșitul gătitului. Îi mulțumim pentru efortul depus și așteptăm cu nerăbdare cina. Începe să tragă apa, să se umfle. De pentru care este momentul să îi punem cipercile tăiate felii și apoi porumbul din cutie. Ce fel de mâncare aia cu orez fiert în apă, peste care pune ciupercile crude, după aia vrea să mai pună porumb? Doamne, ce porcărie! O parte. Cam jumătate. Cam atât. Iar eu sunt nătărău care chiar am crezut că știe ce face acolo. Habar n-are. Habar n-are, dar le potrivește, că altceva n-am ce să zic. Odată cu schimbarea orei, limuzina a trecut pe programul de noapte, dar, cu toate acestea, mărșăluiește triumfal prin București către cina colegului și prietenului Alex. Îi urăm drum bun și cale bătută. Restul e... completați pe linia punctată. Mulțumesc! Noroc! Noroc! La demnier, să zâmbim! Mergem la prietenul nostru, Alex! Vasilaș! Ce mâncăm azi? Asta e. Nu știu! El tot vorbea despre ceva grecesc, dar acum nu știu dacă... Acolo, eu asta mă aștept să fie. Eu zic că o să aibă emoții. Și eu zic că o să aibă emoții. Mai ales că e ultima seară asta și e presiune mare. Cred că în primul și în primul rând din cauza asta. Și presiune eu i-am spus mare. El, vezi că... Ce facem noi aici? Facem următoarea chestie. Este iaurt cu miere, un desert tradițional grecesc. Dar nu este doar cu miere, este cu miere, cu nuci și cu pară coaptă. De-abia aștept să beau ceva. Trebuie să beau mult. Iaurt, miere, nucă, pere. Ce poate să fie rău la treaba asta? Fiecare în parte sunt gustoase, nu... Adică este meritul lui că a curățat para, nu? Ok. Mi-a fundă și mi-a plogă e cum s-a sticardia les che magia muhiscani Frango Siriani Glicia, les che magia muhiscani, Frango Siriani Glicia, pam pam, mă duc să mă schimb, ha! Evgaristopoli! A terminat în sfârșit de gătit. Hai să vedem rezultatul. Haideți! Haide! La taverna lui Vasilachi! Ce frumos! Oriște para caloca, los orișa de calispera. Da, știu, e... Nu, aia, nu! Avem... Nici că... miros, măcar. Nici am vreau. Înțeles. A intrat cu o băutură specifică despre care eu îi spusesem dinainte că nu beau pentru că nu am probleme cu anasonul. Este un rachiu de tescovină, tot cu anason, ca și uzo. Nu e atât de dulce și de aromat. N-am mai băut niciodată așa ceva și trebuie să recunosc că nu a fost pe placul meu. Nu îmi place, nu știu de ce. Mi se pare foarte, foarte grețos. Băutura asta ori o iubești, ori o urăști. Varianta a fost
Ei o urăsc, eu am iubit-o. Deci da. Aia e cu usturoi, nu mănânc. Da, este cu usturoi. Deci pune mie în față. Adică e mușdei? Și o punem mai așa, nu e mușdei. Iulia, spune tzatziki. Și fii atent. Mă, de mirosit, mirosit bine. Deci ca să nu avem probleme în sensul ăsta, vom face următoarea mișcare. Oana, vrei să stai aici? Aperitivul a fost foarte bun, foarte variat, așa cum este la greci, cu mai multe feluri de antreuri. Mușchiuleț de porc. Tras la tigaie, foarte bun. Ulei de măsline, oregano, așa. De ce am brânză ce să foarte mănânc, stai liniștit. Eu sunt cel mai mare fan brânză, brânzeturi, fromaj din București, din lume, din țară, din așa. Deci a fost foarte bun. Și ce ne-a mai dat? Asta e musaka. Saganaki. Saganaki. Asta e bun asta. Aoleu! Ia vedeți. E cu creveți. A făcut un fel de musaka cu creveți, care a fost extraordinar de bună și delicioasă. Asta... Foarte bun. Foarte bun, păi, da. Foarte bun. Este o rețetă pe care eu am cules-o cu mânuțele astea două de din la bucătărie. Un prieten din Creta. Asta este rețeta pe care o face mama lui acasă. A fost bun. Un pic călite, cu, tot așa cu un pic de feta presărat. Și evident, jivinele de creveți. Foarte bun. Da, e bun. Am avut emoții, recunosc. Mi s-a părut un pic stresat și un pic agitat, deși nu trebuia. Acum nu că sunt eu lipsită de modestie, dar cred că am ridicat eu ștacheta un pic cam sus aseară. Și s-a simțit cumva obligat să facă ceva mai special și, într-adevăr, în mare parte a reușit. Da, a stat genial. Și eu că la asta spun, am avut o zi foarte bună cu stomacul și cred că dacă mănânc cu usturoi, mor. Eu nu mănânc nicio. Stai liniștit, Alef. Eu n-am avut nicio problemă cu stomacul. Eu usturoi nu fac. Ăsta crud, așa nu pot. Eu nu știu dacă mai e felul 2, dar asta e bun, așa că mă satur de-a. Ne-a plăcut. Ne-a plăcut tuturor. Să meargă bine, cum s-ar spune, să ne mai mâncarea, facem digestia. Vom cânta împreună rebetica. Rebetica este o muzică tradițională urbană în Grecia. A apărut până anii 20-30 și cam asta se cânta în taverne. Adică astea sunt chestiile care nu sunt turistice. Da, da, da. Pe vremea când la noi cânta Zavaidoc, Jean Moscopol și Gică Petrescu în tinerețe, în Grecia erau acești rebetis care cântau genul ăsta de muzică. Haide! Nu este o muzică pentru turiști, nu este muzica grecească care a ajuns în România și care se cântă în mod curent, ci este muzica autentică pentru orașele grecești, pentru că este muzica, folclorul urban. Practic. El apopse stu Thoma. Asta chiar știe. Na su pexo baglama. Na catebuni ageli. Na horepsu tifteteli. Feteli, fetele. Tifteteli. Merakloθεις πολύ. Και σ' αρέσει το βιολί. Κι αν μερακλωθείς πολύ και σ' αρέσει το βιολί, με βιολί σαν τουροβιόλι θα χορέψουν οι διαβόλοι. Με βιολί σαν τουροβιόλι θα χορέψουν οι διαβόλοι. Θα πρέπει να εμβώτς. Am aflat cu stupoare în seara asta că el chiar știe grecește, că știe să cânte în grecește, că știe să citească în grecește. Când stăpânești bine un lucru, îți este foarte ușor să-l faci bine. El stăpânește foarte bine limba greacă și atunci este ușor și a făcut lucrurile să pară foarte ușoare și de foarte bună calitate. Pentru această seară v-am pregătit moscari cochinișto merizi. Așa se rămână numele. Asta înseamnă vita cu sos de roșii și orez cu ciuperci și porumb. Multă porumb! Și unt. Chiar am fost curios și am luat farfuria lui Joe și am mirosit pentru că arăta bine. E berberiță sau nu? E vițel? Eu nu înțeleg de ce eu am mai mult sos decât ai tu. Că am muncit. Deci este vițel care, în mod teoretic, ar trebui să fie fraged, dar
Cred că prietenul ăsta ar fi trebuit să mai fie albă încă vreo 5-6 ore de acum încolo. Vita e foarte pretențioasă, într-adevăr. Tu vezi cum s-a făcut orezul ăsta? Pentru că nu l-am încălzit. Deci iată, dacă te superi, dacă ai boală pe vreunul, îl iei în buzunar. Cum zicea un prieten, dai cu el de perete, mama. De se crapă peretele, deci, ai grijă. Deci iar așa, mă, ai, nu fi. Mă, uite cum s-a ridicat în cuțit. Ai văzut ce bine stă? Vezi că nu-i chiar așa? Deci zici că e mămăligă de aia de pește pe cuvânt. Deci ți-am zis, tu ești să-și trebuie pe pătrățele. Tu sunt mă răutăcios, îți spun adevărul. Ia mănâncă-l tu! Păi eu am mâncat din el. Tot! Ești cărcătașe. E tare! Tu ești cărcătașe. E tare! Orezul a fost foarte tare. Și fără gust. Cred că dacă Vita era puțin mai caldă și orezul era mai cald, ar fi fost mult mai bun. Pentru că el a fost ținut la rece și s-a întărit foarte tare. Nu cred că ar fi fost mare lucru ca înainte să aducă mâncarea la masă, să o pună un pic în cuptorul cald 3 minute... 5 minute, nu cred că ar fi fost foarte complicat. Recunosc deschis, am uitat să fiu șef bucătar până la capăt și să las la bucătărie vorbă să fie ținută la cald. Iau animalul mort să-l duc să moară liniștit. Du-l departe! Du-l în pădure și teamă-l când l-o-i striga eu. Ce zici dacă îi câmpă băieții aia să cânte? Mult mai bine! Mai bine un cântec să cântăm. Decât să ne certăm, câte vesel să cântăm. Cum? Lume multă, oameni puțin. Bineînțeles, câteva mese. În primul rând am vrut să, oarecum, să reproduc atmosfera de tavernă grecească. Nu am încercat să fac o seară tradițională, nu știu ce, cu obiceiuri, cu chestii de-astea. Am încercat să fie mâncare cât mai autentică și să fie muzica cât mai autentică. Sime! Toți ținuți! Și masă își pe spate, pac, pac. Biciu! Nu fii tăi! Mi-a plăcut foarte mult ideea lui, faptul că a cântat stând cu noi la masă și a creat așa acea atmosferă reală de tavernă grecească, unde instrumentiștii stau foarte aproape de mese și totul se transformă într-o atmosferă așa foarte familială, să-i spunem. Microsara voniastica, coroidopu epiastica, και πήρα μια μπεμπέκα μαγιόρα για γυναίκα. Πήρα μια μπεμπέκα μαγιόρα για γυναίκα. Αδικό σάκο στο το είδε του να σου από φάτο. Τι λέω, τι λέω, τι λέω, δεν έβαλε. Καλά παλίκι, σαν να μονά υποδικός και περιμένω δίκη. Να μονά υποδικός και περιμένω δίκη. Άλε! Bine că Alex a fost inspirat să vină cu doi instrumentiști greci și să cânte câte o melodie cam după fiecare preparat, așa. Căci altfel ar fi fost tragedie, pentru că nu prea se poate mânca ce acolo. Dar nu-i nimic, nu-i nimic, că el este nemaipomenit de talentat și e un tip foarte simpatic. Mie îmi place. Hai să vedem desertul. Acum, în sfârșit, îi va felicit pe musafiri. Ce iaurt de ăsta? Iaurt grecesc de 10%. 10% frățioare. Cu zahăr? Nu, cu miere, cu pere coapte, făcute bucățele,
nuci tăiate la cuțit și migdale crude nesărate tăiate la cuțit. Nu se simt migdalele. Dacă stăteau un pic mai mult la frigider, era și mai tare. Desertul, într-adevăr, a venit mai cald decât a venit friptura. Desertul a fost bun, chiar dacă n-a fost foarte rece. Mie mi-a plăcut. Dar n-am putut să mănânc decât câteva lingurițe pentru că am mâncat mult Andreu. Nu pot să mănânc atât de mult. Dar nu era. A confundat desertul cu vita. Stai liniștit. Am confundat cu vita. Vita cu iaurtul. Și anume, vita care trebuia să stea la cald. Asta la fric și a făcut... Iar iaurtul, pac, pac, care trebuia să stea la rece, a stat la cald. Asta, dar n-ai nimic. Dar nu înțelege, că iau căldura de la iaurt și o pun la vită și răceala de la vită o pun la iaurt. Și crede, mai e și minunat. Mai e vreo surpriză pentru noi? Dacă vreți, mai cântăm ceva sau bem o cafea grecească. Vreau să ne aduci o cafea grecească mică și să cântăm ceva în timp ce bem o cafea grecească la nisip. Cafea la nisip. Mică. Mică. Nu bem altfel decât dacă e mică. Am avut niște emoții foarte mari. Până la urmă am cântat de 3 ori mai mult decât mi-am propus inițial. Joe, am o rugăminte la tine. Uite, aici avem o cafea la nisip, care este în curs de preparare. Tu trebuie să ai grijă de ea. Când începe caimacul să se ridice, ai luat-o de acolo. Am încredere în tine, cum nu am în mine. Da? Până atunci o să vă cânt. Noi doi n-am fost în stare. Milisem. Cum e să știi să ții nisipul, bă, în ziua de azi? Să ții fierbinte. Asta o știi cine ai. Așa trebuia să fie vita ta, pune mâna. Fierbinte! Fierbinte! Dacă puneam vita mea la nisip... Zici și mie o medandă. Άνοιξα στο κήπο μου πηγάδι να ποτίζω τα πουλιά. Να έρχεσαι κι εσύ πρωί και βράδυ σαν μικρή δροσοστάλια. Ήρθα μια βράδια με τον αγέρα, αναστέναξε η καρδιά. Σου είπα με λαχτάρα καλησπέρα και μου είπες εχέγια. Μίλησέ μου, μίλησέ μου, δεν σε φίλησα ποτέ μου, μίλησέ μου, μίλησέ μου. A reușit fără îndoială să aducă o mică parte din o mică mare parte din Grecia, în sensul care a creat și atmosfera de tavernă, și muzica specifică, și mâncarea specifică. Fără îndoială că i-a reușit din punctul ăsta de vedere. Άνοιξα στο κήπο μου πηγάδι να ποτίζω τα πουλιά. Να έρχεσαι κι εσύ πρωί και βράδυ σαν μικρή δροσοστάλια. Ήρθα μια βράδια με τον αγέρα, αναστέναξε η καρδιά. Σου είπα με λαχτάρα καλησπέρα και μου είπες εχέγια. Όπα! Μίλησέ μου, μίλησέ μου, δεν σε φίλησα ποτέ μου. Μίλησέ μου, μίλησέ μου, πώς να σε ξεχάσω, Θεέ μου. Am dansat grecește, da? M-a invitat Alex să dansăm grecește. Eu am învățat pașii de la el și am dansat. Άνοιξα στο κήπο μου πηγάδι να ποτίζω τα πουλιά. Να έρχεσαι κι εσύ πρωί και βράδυ σαν μικρή δροσοστάλια. Άιδε! Ήρθα μια βράδια με τον αγέρα, αναστέναξε η καρδιά. Όπα! Σου είπα με λαχτάρα καλησπέρα και μου είπες εχέρα. Maestre, pentru seara asta în care ai uitat să-mi pui vinul în pahar când trebuia și pentru friptura rece, din partea mea, ai nota 9. Nota mea pentru Alex, din punct de vedere sentimental, din punct de vedere emoțional, este un 10. Nota mea pentru Alex în seara asta este 9. Cu regret aș fi vrut să-i dau 10, dar nu i-a ieșit felul principal. Lumea a băut, a mâncat, a dansat și a notat, așa că putem să vă prezentăm și punctajul lui Alex, care este de corect, tot de 28 de puncte. Rămâneți pe recepție! Tu spui? Da! Atenție! Joe! Joe! 28 de puncte!
Bursuc! 28 de puncte! Bravo! Mai departe! Cu un punctaj greu de pronunțat! Nu din alt motiv, doar că începe cu T și nu cu D! A obținut astăzi! De la toți cei prezenți de față, un punctaj maxim, adică a obținut nota 3, 10 de puncte, Oana! Vă mulțumesc! Iar omul care a rupt vita în două, care a răcit orezul cum nu l-a răcit nici bunica mea când îmi făcea orez cu lapte, omul care a adus iaurtul mai cald decât trebuia să aducă vita, iată, Alex, care mai bine cântă decât să gătească, a obținut 28 de puncte! Aplauze! Foarte frumos faptul că am și autografele celor care au fost cu mine în emisiune și mi-aduc aminte, nu? Cu cine am fost exact și ce s-a întâmplat. Acestea fiind spuse, aceasta este plăcuța ta, aceasta a fost săptămâna dumneavoastră, mulțumim frumos, la revedere! Dragii mei, 1, 2, 3 și... Bună ziua, bine v-am găsit! Am venit hotărât să fac cumpărăturile pentru masa de diseară și vreau să-l fac praf pe Horia. Da, pac. Usturoi, un kilogram. Un kilogram de usturoi? Eu fac mâncare multă. Păi ce vrea să facă? Să alunge toate duhurile rele din Europa? Nu te mai gândi la mine, ce-am fost după mai mic.